A trecut mai bine de jumătate de secol de când decretul a dus la interzicerea avortului în România comunistă și a generat atât o piață neagră a întreruperilor de sarcină, cât și punerea în pericol a vieților româncelor. Dar ce părere au astăzi românii despre avort? Deși în 2023 avortul este legal în România, situația din teren nu reflectă cu adevărat asta. O cercetare realizată de Centrul Filia și prezentată în ianuarie arată că situația accesului la întreruperi de sarcină este tragică. Spitalele de stat din țară nu mai asigură acest serviciu, iar clinicile private exploatează acest context prin prețuri prohibitive pentru multe dintre femei. Sumele variază între 500 și până la 1000 de euro. Oamenii sunt de părere că tot mai multe femei sunt constrânse de traiul din zilele noastre să recurgă la acest gest, dar în același timp și din egoism și pentru că preferă să-și îndeplinească toate dorințele, femeile apelează la această metodă. Spuneți-ne ce părere aveți despre avort. Este drept sau crimă? Vă zic așa, e și una și alta. E și una și alta. Avortul, din punct de vedere spiritual, e un mare păcat. Dar pe partea cealaltă, statul la ora actuală nu-ți mai acordă niciun fel de drepturi. Îți aruncă acolo niște prafuri în ochi, câțiva bani acolo. Păi nu poți crește un copil cu banii care ți-i dă statul. Și de-aia lumea apelează la acest mare păcat de a-și întrerupe sarcina femeile. Deci, cum am spus, e și una și alta. Totul se învârte azi în jurul banului. Oamenii înainte făceau copii, dar aveau al lor, strictul la necesar. Acum trăim într-o epocă, așa zis, modernă, în care omul vrea din ce în ce mai mult confort, mă rog, mașini, lux, nu știu ce. Nu le poți avea toate, niciodată. Dar și preferă să nu mai facă copii, ca să-și dezvolte așa mofturile lor. Traiul care este acum, zic eu că tineretul să se limiteze la 1, 2, mai mult nu. E traiul scump și n-are tineretul unde să muncească, ce să facă? Să facă la copii și... Și credeți că condițiile din zilele noastre le-ar putea împinge de fapt pe femei să apeleze la acest lucru? Nu știu dacă... Unde să apeleze? La avort. Da, nu... Nu se poate să facă la copii și fără servici, fără tineretul de acum. Nu vedeți că nu mai are servici, nu are unde să muncească, duce peste hotare, acolo sunt mai de lume și de om, am văzut la televizor. Nu. Pandemia a fost un alt factor care a contribuit considerabil când actele medicale nu erau considerate urgență, au fost blocate. Decretul din timpul lui Nicolae Ceaușescu n-a dus la dispariția avortului, ci doar a împins femeile să îl facă prin diverse alte metode care le-au pus viața în pericol și multora dintre ele le-a și curmat-o. Tendința de acum, alimentată din plin de mișcările anti-avort, are toate șansele de a aduce lucrurile într-o situație similară cu perioada comunistă. De asemenea, oamenii tind să condamne această alegere a femeilor, date fiind toate metodele de contracepție din zilele noastre, la care toată lumea are acces. Această opinie având legătură și cu credința poporului român. Nu sunt de acord cu abort. Nu ești în măsură de a lua viața cuiva. Asta cred eu. În România, costurile unui avort reprezintă o mare barieră pentru femei. O întrerupere de sarcină ajungând până la 1000 de lei în sistemul public și 4500 de lei în sistemul privat. În ultimii 3 ani, potrivit datelor Institutului Național de Sănătate Publică, peste 300 de femei au făcut avorturi în condiții nesigure. Motivul pentru creșterea avorturilor nesigure fiind că din ce în ce mai multe spitale nu mai oferă pacientelor posibilitatea de a face avort, invocând motive precum cele religioase, etice sau morale, fiind decizia conducerii și a medicilor de a refuza sau criza de COVID-19.